Revin ploile, iar vremea se răcește în regiunile sudice, sudestice și centrale. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de tip cod galben de ploi torențiale în 16 județe, valabilă de astăzi de la ora 13 până mâine dimineață. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat va ploua abundent, cu descărcări electrice și grindina, și vor fi înregistrate intensificări ale vântului ce vor căpăta aspect de vijelie. În intervalul menționat, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în Carpații Meridional și de Curbură, în sudul și estul Transilvaniei. În nordul Olteniei și al Munteniei va ploua, iar cantitățile de apă vor ajunge până la 40-50 de litri pe metru pătrat. Meteorologii au emis astăzi și un cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii, valabil până la ora 14. Astfel, în 3 localități din județul Bacău și în 7 localități din județul Iași au fost înregistrate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.